avut o viziune în care un înger al Domnului s-a arătat 13:3 și i-a dat o anumită prescriere în vederea unui copil. Spune apoi versetul 8, Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu. El s-a rugat așa, pentru că ei spune mai sus în versetul 6, un om al lui Dumnezeu a venit la mine. Versetul 9, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Și de-abia spre finalul părtășiei lor, Manoah și-a dat seama că de fapt este Domnul și chiar s-a temut el că va fi omorât și spune soția lui, nu vom muri. Și acesta a fost un har a Domnului pentru noi. Ideea de aici, un om al Dumnezeu, îl putem lua echivalentul unui înger. Că în așa fel s-au prezentat de-a lungul Scripturii unor oameni de Dumnezeu, de nu i-au putut deosebi care om și care înger. Și de fapt, în viitor, nu la nivelul îngerilor vrea să ne urce Dumnezeu, când vom fi ca îngerii, spune Domnul Iisus, dintr-un anumit punct de vedere. Noi vorbim de sfinții îngeri, dar oamenii pe pământ nu sunt numiți de Biblie oameni de Dumnezeu, toți sfinții lui Dumnezeu, sfinții care sunt în țară. Un om care e omul lui Dumnezeu, puteți să-l luați ca un înger, chiar dacă nu-i cu nume, că și îngerii știm numai câțiva cu numele. Restul tot fără nume figurează. La fel sunt oamenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă și din noi astfel de oameni. Haideți să ne oprim acum în judecător 6 la unul dintre aceștia. Pentru o înțelegere citim de la versetul 1 la 10 și apoi luăm cu amănuntul. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și cu fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor, și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Amin. Am citit întregul pasaj ca să avem o imagine a contextului în care acel proroc a fost trimis de Dumnezeu la poporul Israel. Rezultă din versetul 1, unde scrie că și copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și din versetul 10, unde scrie despre Dumnezeii amoriților, de care n-ar fi trebuit să se teamă, că ei practicau idolatria și îl abandonaseră pe Dumnezeu. Și pe acest fond de înclinație spre Dumnezeii cananiților și părăsirea cortului Domnului și a legii sale, Dumnezeu în mod repetat a procedat în a-i lăsa din mâna lui. Când ei adoptau Dumnezeii cananiților și Dumnezeu îi lăsa pe mâna cananiților. Și rezultatul îl vedem în cei 7 ani de necaz care au venit peste ei. Hai să amintim stările acestea de necaz în care ajunseseră. Spune în versetul 2, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Și ei se refugiau când veneau năvălitorii, ceva mai grav de ceea ce făceau tătarii la noi pe vremuri,
ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Se retrăgeau din acea parte mănoasă a țării pe care le-a dăduse Domnul, căci imediat, versetul 3, după ce semăna Israel, Madian se suia și tăbărau în țară, veneau cu toate oștile lor, se pare că se mutau așa ca și pentru o vreme de campanie cu toții. Și nu lăsau în Israel, versetul 4, nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Deci în sezonul bun stăteau fugăriți în peșteri. Și când vedea sezonul ploios, poate și când nu era vreme de recoltă, pe când se retrăgeau madianiții, veneau și nu mai aveau nici cereale, nici merinde, nu mai aveau nimic. Erau toate acestea forme de pedeapsă de la Dumnezeu. Gândiți-vă, noi ne plângem în țara asta că este mai rău decât în Occident. Dar imaginați-vă pentru câteva clipe măcar în ce stare dezastroasă erau ei. Să te refugiezi în peșteri și pe când vin apoi să găsești totul pustit, să nu mai fie nimic. Și acolo nu știu cu ce trăiau, cu ce își puteau ascunde ei, gândiți-vă la Gedeon. Și faptul acesta s-a petrecut anul acesta și la anul și 7 ani la rând, în această tragică stare de faliment economic. Și totuși ei slujeau dumnezeilor cananiților. Nu știu, își furau și dumnezeii și duceau cu ei în peșteri. Dar aceasta era realitatea lor. Și după ani de durere și de necaz, au început să se îndrepte spre Domnul. Și am citit în versetul 6, partea a doua, au ajuns foarte nenorociți. Deci numai când au ajuns foarte rău, atunci au strigat către Domnul. Până este puțin rău, oamenii se obișnuiesc și cu răul precum cu binele. Dar când omul ajunge la criză, rău de tot, nu mai are ce face decât trebuie să strige la Dumnezeu. Numai trist că asta e uneori ultima șansă care o încearcă omul. Apoi versetul 7. Copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian. Rețineți, au strigat către Domnul. În mod sigur și până atunci mai făcuseră ei apel, Doamne, scapă-ne sau ceva de genul acesta. Dar când le-a ajuns cuțitul la os, au ajuns să strige, precum făcuseră părinții lor în Egipt, să strige de durere. Amintiți-vă din cartea Exod, spune că strigătele lor, desnădăjduite, pline de durere, au ajuns până la Dumnezeu în cer. Și Dumnezeu în mila lui, măcar că oamenii nu merită, se lasă înduplecat. Dar oricât ar striga cineva și oricâtă milă are Dumnezeu și oricâtă durere ar fi în viața cuiva, Dumnezeu nu a intervenit direct să le rezolve necazurile. Pentru că Dumnezeu are metoda Lui de rezolvare a lucrurilor. Dumnezeu a trimis mai întâi prorocul. Domnul Iisus a venit să mântuiască, dar mai întâi a fost trimis cineva înainte să-i pregătească calea. A venit prorocul, trimis de Domnul și le-a vorbit în numele Domnului. Haideți acum să ne uităm expre la mesajul acestui proroc. Versetul 8. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Și uitați-vă, toată profeția e trecută la persoana întâi. Eu v-am scos, eu v-am scăpat și v-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Prorocul a vorbit ca și cum ar vorbi direct Dumnezeu. De altfel, acesta este mesajul unui proroc, să vorbească numele Domnului, cuvintele Domnului. Cei care predicăm, trebuie să vorbim cuvintele Domnului din Scriptură, doar ce-i scris, fără să ieșim afară sau să scoatem. Dar prorocul trebuie să vorbească în mod absolut cuvântul Domnului. Că altfel, cum s-ar putea explica o vorbire ca aceasta la persoana întâi? Eu sunt Domnul, eu vă vorbesc așa, eu vă spun una ca aceasta. Hai să vedem ce le-a spus Domnul prin acest proroc. Eu v-am scos din Egipt, v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor
și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. Dumnezeu le-a reamintit de tot harul care l-a avut pentru ei. Sunteți în robie? Amintiți-vă în ce robie ați fost în Egipt. Amintiți-vă de câte ori v-am scăpat până acum. Amintiți-vă cum am nimicit și am evacuat poporile Canaanului dinaintea voastră. Cine a făcut toate acestea? Nu eu, Domnul. Și sunt momente în viață în care este nevoie să ne amintească Dumnezeu tot ce a făcut pentru noi. Să ne treacă în revistă că așa repede uităm. Eu nu știu cât de mult a lucrat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dar în mod sigur, din Egipt ne-a scos, că ne-a mântuit. Și o lume întreagă de oameni inteligenți sau mai bogați ca noi sunt încă acolo în Egipt. Ne-a scos din Egipt. În mod sigur, anumite boli au trecut peste noi, anumite frământări sau alte probleme. Și cine a fost cel care ne-a izbăvit până aici? Vreun altul? Doar Domnul Dumnezeu. Și este nevoie din când în când să ne reamintească Domnul toate harurile sale adeverite și împlinite față de noi. Dar după ce le-a spus toate acestea, face o referire la nu numai la ce a făcut Domnul pentru noi și pentru ei, și la ceea ce a zis Domnul pentru ei. V-am zis, până atunci le-a spus, v-am făcut. Dar acum amintiți-vă și ce v-am zis. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu amoriților al căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Ei, amintiți-vă acum de legea ce v-am dat. Amintiți-vă evreilor din ce vă povestesc părinții voștri fiecare dată anual la sărbători și în zilele de sabat. Cum v-au spus cum muntele Sinai a fost învăluit de fum și de flăcări și Domnul le-a vorbit și le-a dat o lege despre care scrie că nu e alta mai minunată. Amintiți-vă și aceasta. Și raportat la noi ni s-ar putea spune, dar amintiți-vă tot ce v-a vorbit Dumnezeu până în ziua de astăzi. Câte predici n-am auzit noi, câte prorocii n-au trecut prin urechile noastre, câte cântări pline de farmică ne-a vorbit Domnul și de jale și de joc, de atâtea ori. Și le-am uitat poate și pe acestea. Și este nevoie să ne amintim de ele. Doamne, ajută-ne! Că de fapt asta vrea Dumnezeu să le spun. Voi m-ați părăsit pe mine și eu v-am părăsit pe voi. Și starea voastră este care o vedeți. Și întoarceți la capitolul 10, tot în judecători. Nu s-au lecuit evreii definitiv de asta. După câteva generații s-a repetat imaginea. Spune în 10 cu 10. După ce mai sus, uitați-vă ultima propoziție, scrie și Israel era într-o mare strâmtorare. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis. Și evreii ăștia de acum se vor tot juca așa de-a pacea și de-a războiul și de-a fuga de Domnul, până când într-o zi își vor aminti de Domnul, știu eu în ce progrom sau opresiune vor ajunge, și atunci se va împlini ce spune în Zaharia, că vor striga ei către Domnul, cum strigă cei despre care vorbim noi în seara asta, și atunci se vor întoarce ei la Mesia. Domnul a zis copilul Israel, nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni? Și când v-au păsat Sidoniții, Amalec și Maon și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Dar voi m-ați părăsit și a slujit altor Dumnezei, de aceea nu vă mai izbăvesc. Duceți-vă și chemați pe Dumnezeii pe care i-ați ales. Ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Asta spune Dumnezeu. Mi-a slujit mie, v-am scos din Egipt și v-am dat țara asta. A slujit Dumnezeilor cananiților, poftim, merge și chemați. Eu nu știu, dar este foarte posibil. Ca în timp ce ei slujeau acelor idoli, să le facă și mătănii și rugăciuni, că doar de ce au oamenii un idol, nu ca să-i se închine? Probabil au chemat în rugăciunilor evreii pe idolii cananiți, scăpați-ne! De ce să-i scapă? Satana nu poate scoate afară pe Satana. Și i-a lăsat în mâinile lor. Însă, măcar că pasajul nostru se încheie cu versetul 10, cu acea expresie cu care s-a încheiat predica lui Iona la Ninive altă dată. 40 zile și Ninive nimicită. Le-a dat Iona vreo șansă?
A spus Iona cum este acum câte o predică sau câte o prorocie. Iată ce se va întâmpla că n-ai ascultat, dar dacă te întorci, Domnul se îndură de tine. Este frumoasă încheiere, frumoasă partea a doua. Dar prorocul acesta și-a încheiat cuvântul, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Iona sus va fi nimicit. Însă ei au înțeles ce trebuie să facă, chiar dacă nu li s-a oferit o șansă și au încercat-o ei. Și după trimiterea acestui înger, acestui proroc, avem celălalt înger care vine la Gedeon. Și măcar că Israel nu s-a întors prin acest mesaj, eu cred că acest mesaj a avut un rol decisiv în mișcarea inimilor acelor soldați care au mers după Gedeon. Avem noi o vorbă, nu se face primăvară cu o floare, nici reformă într-o țară cu o prorocie. Dar are un rol prorocia. Lângă prorocie se mai arată un vis unuia, mai vine un cuvânt pentru altul și toate astea fac un mănunchi care cu vremea ne va trezi. Că Dumnezeu vorbește astăzi într-un fel pentru un proroc, mâine într-altfel pentru un vis sau printr-un înger și din două, trei situații din astea vrea să ne sesizeze, să ne trezească, să ne întoarcem la El. Amin. Și în continuare, apoi a venit Îngerul Domnului, s-a produs trezirea în țară și eliberarea de sub jugul madianit. Ce simplu a fost, nu? 300 de oameni, pocăiți, scapă de 120.000, o armată serioasă și pentru zilele noastre, pentru că au fost pocăiți. Și i-a izbăvit Domnul în numele Lui. Chiar astăzi spunea un frate aici, de ce totuși nu este o izbândă mai mare? Și sunt anumite piedici, în mod sigur, pentru care nu este izbândă. Că Dumnezeu n-are nevoie, la urma urmei, de mulți. N-are nevoie nici de timp să aștepte că împărăția se ia cu năvala și Dumnezeu grăbește, vrea să-și grăbească lucrarea. Dar ceva îl încurcă. Dea Domnul să dăm la o parte toate piedicile și să-și facă Domnul lucrarea. Amin. Trecem la cel de-a doilea proroc, pentru că este un pasaj mai vast. Deschideți la 1 Samuel, capitolul 2. Avem aici un om al lui Dumnezeu trimis pentru o casă. E adevărat, tot cu efect asupra întregii țări, dar în mod special un om al lui Dumnezeu, spune 2:27, un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, așa vorbește Domnul. Deci un om al Dumnezeu, dar tot proroc, pentru că această expresie este specifică prorocilor. Și dumneavoastră cunoașteți pasajul acesta, hai să ne-l reamintim. Nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când era în Egipt, în casa lui Faraon, iar o ia Domnul de la început. Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție, ca să se suie la altarul meu să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mișuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți, de Domnul, și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri fără vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu și voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu.
Și oricine va mai rămânea din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, într-una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Acesta a fost mesajul profetic. Foarte dur. Dar uitați-vă starea care era în momentul respectiv. Asistăm la două generații aici, oricând au fost două generații. Generația în vârstă a bătrânilor, reprezentată de Eli, și generația tinerilor prin Hofni și Phineas. Cât despre cei bătrâni, întoarceți o foaie, 4:13, ei au fost, în speță Eli, un om atașat de chivot. Toată viața a rămas lângă chivotul Domnului. Când a ajuns Eli, aștepta, stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. Adică îi bătea inima pentru chivot. El toată viața trăise lângă chivot. Știți, Samuel dormea în templu, dar și Eli tot acolo era. Că de aia s-a dus noaptea Samuel la el. De asemenea, citim în 2:23 că acest bătrân spunea celor tineri, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Deci știa tot poporul ce se întâmplă și el i-a mustrat. Adică niște bătrâni cărora le place de Dumnezeu, încă îi slujesc, le spun adevărul celor tineri, dar nu mai au nicio putere asupra lor. Aceasta era starea de atunci. Cât privește cei tineri, nici ei n-aveau treabă cu Domnul, nici Domnul cu ei. Nu-l cinsteau pe Domnul deloc, am citit, dar nici Domnul nu li s-a adresat lor pe prorocie. Eu mă gândesc că nici n-aveau ei nevoie de proroci. De mergea prorocul la ei, l-ar fi trimis Dumnezeu dacă ar fi avut la cine. Ei nici nu mai acceptau vreun mesaj de la Dumnezeu. Iată care era starea lor, spune de la versetul 12 din capitolul 2. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, nu aveau nimic cu Dumnezeu, străini. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Ei, toată afacerea lor era cu poporul. Adică, ceva ce se întâmplă uneori și astăzi. Când preoția se raportează nu la Dumnezeu, ci la popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O vrea în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carne de fript, căci el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, potrivit rânduielii levitice, vei lua ce îți va plăcea. Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Și mai adaug versul 22. El era foarte bătrân și a aflat cum se portau fiii lui cu tot Israelul. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Niște oameni care făceau slujbă doar pentru bucățile de carne rezultante de la slujbă și care n-aveau nimic cu sfințenia, până acolo încât imoralitatea ajunsese un stadiu avansat de mizerie, încât trăiau în cunoștința poporului în anturajul celor de la templu. Vine prorocul. Ce îi spune prorocul la ei? Versetul 27. Îi amintește de legământul făcut cu neamul lui Aaron. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dumnezeu discută cu noi numai pe baza ceea ce ne-a spus și a ceea ce am convenit împreună. Psalmul 50 zice, aduceți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Cu noi va discuta numai în baza a ceea ce ni s-a descoperit și a ceea ce ne-a chemat și a ceea ce suntem și a ceea ce ne-a ales. Dumnezeu nu ne impută ce nu ne-a dat.
Dar Dumnezeu merge până acolo încât zice nimeni să nu-și angajeze la o juruință și după aceea să spună, am uitat, n-am putut. Pentru că Dumnezeu ține cont și act de tot ce a vorbit cu noi. La Dumnezeu da e da și noi nu, cum ne-a cerut și nou. Nu m-am descoperit eu casii tatălui tău când era în Egipt, în casa lui Faraon? Și acum ne spune despre două haruri ce le-a făcut Dumnezeu lor. Eu l-am ales dintre toate seminții lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție. Le spune, a fost Iosif deosebit în Egipt. Din Iuda va ieși Hristosul. Dar datorită părinților voștri, după cum ne spune la evrei altădată despre Avram, unui Moise, unui Aaron, v-am ales pe voi. M-am descoperit lor, lui Moise în Madian și lui Aaron înainte de venirea lui Moise. Și adăugăm și din Numeri 18, versetul 7, unde Domnul îi zisese lui Aaron, tu și fiii tăi, împreună cu tine, să păziți slujbele preoției voastre în tot ce privește altarul și tot ce este dincolo de perdeaua dinăuntru. Aceasta este slujba pe care o veți face. Vă dau în dar slujba preoției. Străinul care se va apropia să fie omorât. Doar ei avuseseră harul acela. Nu știu exact cum vedem noi slujba la care ne-a chemat Domnul, când ne va aminti Domnul că ne-a chemat să fim într-o anumită slujbă, să fim predicatori, să fim cântăreți și ne va spune, pe tine te-am ales pentru asta, puteam să aleg, erau lângă tine alții 11, dar eu te-am ales pe tine. Și nu numai că te-am ales pe tine, rămânem aici în numere 18, această alegere era pentru ei avantajoasă. Citim de la versetul 8, deci chiar în continuare, Domnul a zis lui Aaron, iată din toate lucrurile pe care mi le închină copiii lui Israel, îți dau pe cele care îmi sunt aduse prin ridicare, ți le dau ție și fiilor tăi, ca drept alungere pentru lege veșnică. Și enumeră în continuare tot ce îi dă. Erau anumite părți de la jertfă, cum i-a rămas la Moise spata dreaptă. Era și din făină și din un de lemn, parte din ele se aruncau pe altar ca să fie arse, restul rămânea a preotului. Apoi, amintim mai jos, de la versul 12 doar. Îți dau cele din tiroade pe care le vor aduce copiii la ruce Domnului. Tot ce va fi mai bun din un de lemn, tot ce va fi mai bun din mus și din grâu. Cele din tiroadele pământului lor pe care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Versetul 14, tot ce v-am fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel, să fie al tău. Și tot astfel de lucru sunt, mai citesc doar 19, îți dau ție, fiilor tăi și fiicilor tale împreună cu tine printr-o lege veșnică toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiilor Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului pentru tine și pentru sămânța ta împreună cu tine. Și lucrul acesta îl amintește prorocului Eli. Cine din Israel am are drept ca a vostru? Versetul 28. S-ardă tămâie și am dat casei tatălui tău toate jertfele misiuni de foc și aduse de copiii lui Israel. Erau întreținuți de popor și tot nu erau mulțumiți și vreau să fie puțin mai gras, și se săturaseră de fiert și vreau fript, și vreau altceva, și vreau mai mult, și nu mai era bine nicicum, pentru că omul firesc nu-l poți mulțumi niciodată, nici dacă trăiești 1000 de ani, nici dacă îl duci în rai, că în rai n-a fost mulțumit Adam, cu toate câte au fost, a mai vrut încă și din ultimul ăla care n-a fost bun. Iată le spune Domnul, ce har ați avut voi, aleși dintre toți și întreținuți cu cei mai buni, din roade cei mai buni, din carne cei mai buni, ma să fie și sănătos, de-aia nu le dădea voi la grăsime, tot ce era mai bun era pentru ei. Și voi v-ați necinstit. Ce ar mai fi putut să le facă Dumnezeu? Și acum descrie starea lor față de aceste lucruri.
În versetul 30 zice: de aceea atât ce Domnul Dumnezeu lui Israel spusesem căci și casa ta și casa tatălui tău o să umple totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Dumnezeu se schimbă aici și îi abandonează. Am spus că, și am citit din Numeri, vor fi aproape pentru vecie. Dar pentru că voi nu știți să le întrebuiți corect și să faceți slujba pentru care v-am chemat, departe de mine așa ceva, pentru că ei erau departe de Domnul. Voi cinsti pe cine mă cinstește, dar pe cine mă disprețuiește și eu îl voi disprețui. Credeți că astăzi este altfel? Dumnezeu ne-a conferit și nouă haruri speciale. Unii s-ar bucura să aibă lucrările care noi le avem în biserică și să aibă parte de mesajele de la Dumnezeu de care avem parte noi și de alte oportunități de care avem parte. S-ar bucura. Și vă spun din Biblie, a spus Domnul, vai de tine, Betsaida, Horazine, Capernaum. Că dacă alții, care au auzit numai o predică rece, ar fi am citit în versetul 17, tinerii aceștia se păceau vinovați înainte Domnului de un păcat foarte mare. Disprețuiau darurile Domnului, locașul Domnului și pe Domnul. De ce nu pune, poate noi am considerat, a, nu, mai mare era faptul că își curveau. Uite, nu, acesta e capul de acuzare. Ăla îl lasă undeva periferic. Pentru că și poruncile în decalog nu începe cu curvia. Numai nouă ni se pare uneori. Ei, din cele raportat la oameni, după neascultare de părinți, curvia urmează. Dar în raportul nostru cu Dumnezeu, cu casa Domnului, cu lucrurile sfinte, nu astea sunt cele care omoară în primul rând pe oameni, ci necinstirea darurilor Domnului. A face lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă, a cinsti pe cei care sunt ai tăi, a nu fi sincer cu tine însuți și a nu face lucrarea Domnului așa cum o vrea Dumnezeu. Nu numai în Vechiul Testament e așa? Deschidem în Noul Testament, Matei 7. A spus Domnul Iisus odată și va spune încă o dată. 7:22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dracii în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Fiii lui Eli cunoșteau pe Domnul? Dar nu făceau slujbă în numele Domnului? Dar numele cui o făceau? Că doar nu alu Bal? Iată că și în Noul Testament se pot face minuni, se pot face semne, se pot face prorocii, se pot face predici, se pot face cântări, fără să cunoști pe Domnul și fără să respecti rânduiala adevărului și să le faci fără de lege, Dumnezeu va spune într-o zi, plecați de la mine, nu vă mai suport. Și oamenii pot să creadă că e Dumnezeu cu ei. Pentru că paradoxul e și acesta. Tot poporul știa că ei curvesc și că bagă furculița să ia din jerfe, dar uitați-vă în capitolul 4 din 1 Samuel, cât de orbit este totuși poporul. Și atunci se împlinește ce spune Isaia, că-și mai mare poporului, preotul și prorocul duc poporul tăcire și poporului, așa îi place. 1 Samuel 4, de la versetul 2, filistenii au venit la bătălie și au omorât 4.000 de oameni. Versetul 3, poporul s-a întors în tabără și bătrânul Israel a zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți de filisteni? V-am spus că bătrânii încă aveau ceva cu Domnul. Haideți să luăm de la Silo chipotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna străvrăjmașilor noștri. Poporul a mers la Silo, de unde au adus chipotul legământului Domnului oștirilor care șade între Heruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chipotul legământului Dumnezeu. Rețineți! Cu Biblia în mână, la amvon am spune noi, acolo cu chipotul. Când a intrat chipotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Asta ar fi în termenii noștri așa. La o adunare, când oamenii socotesc că trebuie să vină Domnul să izbăvească din anumite probleme și necazuri, să vină niște mai mari ai poporului cu o Biblie mare și să facă acolo o tribună specială și poporul să strânge de bucurie, amin și aleluia, până nu mai pot.
să cutremure adunarea și li se pară că e o reeditare din fapte. Aia nu e reeditare din fapte 4, aia e reeditare din 1 Samuel 4. S-a cutremurat pământul, strigăte de bucurie. Credeau că Dumnezeu îi va izbăvi. Răsându-te acest strigăt a fost auzit de filisteni și au zis, ce înseamnă strigătele acestea care sună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut. Numai că au fost învinși, chivotul luat, Ofni și Fineas au murit. Iată păcatul cel mare al lor. Și aici, prin felul în care a murit, e dovada care era păcatul lor cel mare. Că nu i-a lovit Dumnezeu cu fulgeri din cer când trăiau cu femeile de la ușa cortului. I-a lovit la păcatul lor cel mare. Unde a murit Iuda? La bani, că la bani a fost vinovat. Unde a murit Hofni și Fineas? Cu chivotul în brațe, pentru că în lucrurile sfinte n-au fost corecți și drepți înainte Domnului. Vă las pe dumneavoastră să trageți toate învățămintele de aici. Biblia spune și rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, să nu lucreze în via Domnului cum nu este drept, cum nu este bine, dacă darul la altar și simți că ai ceva, rezolvă-ți problema. Duminică seara eram la ordinare și singurul cuvânt care mi-a venit să-l spun pentru al și-l ordinat a fost din 1 Timotei 3, unde spune diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți. Adică să fii sincer, să fii transparent, să fii corect, să nu te joci cu Dumnezeu, să nu faci compromisuri, că lucrarea nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Și Biblia spune în 1 Corinteni, dacă lucrarea aia săpată în table era plină de slavă, cât mai periculoasă și adaugă Evrei 10 cine calcă în picioare lucrurile nou testamentale. Alea erau sfințite cu sânge de animale. Acestea nou testamentale sunt sfințite cu sângele lui Hristos. Pavel spune între voi, n-am vrut să știu altceva decât pe Iisus Hristos cel răstignit. Ori, în jurul lui Hristos răstignit, să ne permitem să facem lucrarea în felul nostru, cum ne place nouă, a ne cinsti darurile, a ne cinsti locașul, înseamnă a ne cinsti pe Dumnezeu. Că Dumnezeu e prezent prin Scriptură. A spus Domnul, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine vă respinge pe voi, pe mine mă respinge. Dumnezeu să ne păzească de o asemenea rătăcire. Să ne ajungem să călcăm primele porunci. Să ne cinstești pe Dumnezeu. Să nu ții cont de El și de sfințenia Lui. Doamne, dacă am citit că oamenii Tăi sunt ca îngerii, ajută-ne să ne aducem aminte că îngerii Tăi care sunt tari în putere, scriem psalmi, împlinesc poruncile Domnului, psalmul 103. Atunci să le împlinim și noi cu sfințenie, cum spune psalmul 119, și când faceți slujbă înaintea Domnului, când prorociți, când predicați, când cântăm, când orice am face, să fim atenți, că acesta e un foarte mare păcat. Dacă o facem cu nebăgare de seamă, cădem sub blestem și o necinste pentru Domnul, Domnul să ne păzească de așa ceva. Amin. Și este rostită sentința de la versetul 31. Iată vine vremea, când voi tăia brațul tău și brațul tatălui tău așa încât nu mai va fi niciun bătrân în casa ta. Și este descris în continuare, versetul 33, voi lăsa să rămână la altar numai unul. Adică, va fi lovită toată partea bărbătească. Pentru că ei se făceau vinovați în primul rând. Poate le place soților și bărbaților să se spună la nunți în alte împrejurări că-și bărbatul e capul. Ei, dar dacă este cap, atunci are responsabilități de cap. Și judecățile și osânda este pentru cap. Toată partea bărbătească a fost lovită. Și a fost lovită partea bărbătească în toate generațiile de blestem. Știți care sunt generațiile de blestem? Următoarele 3-4 generații. Și vă citesc cum blestemul a lovit 4 generații de bărbați. Citim 1 Samuel 4. Cu versetul 21. A pus copilului numele Icabod. Acesta a fost fiul lui Fineas, Icabod, rețineți,
14 cu 3, tot 1 Samuel. Acesta a fost generația următoare, deci. Ahia fiului Ahitub, fratele lui Cabot, fiului Fineas, fiului Eli. Deci Ahia era următoarea generație. Și citim apoi capitolul 22, tot din 1 Samuel. Versul 19. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbie cetatea preoțească Nob, bărbații și femeile, copiii și pruncii, boii, măgarii și oi. Toți au căzut sub ascuțișul săbiei. Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat numele lui Reabiatar, a fugit la David. Sunt urmașii, făcând parte tot din generația de blestem, și unul împărați doi, cu versetul 26 și 27. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar, împăratul Solomon, du-te la Anatot la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte, dar nu te voi omorâ pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeului înainte tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Shiloh. Și aceste generații au purtat urmările, dar uite că au purtat și stările uneori și păcatele părinților lor, retrăindu-le din nou. Aceasta a fost lovitura în urma lepădării. Acum întoarceți-vă la 1 Samuel 3, ca să vedem de ce a trimis Domnul acest proroc cu acest mesaj atât de dur. Ce a vrut Domnul? 3 cu 13. Domnul vorbește către Samuel, pentru Eli și casa lui. I-am spus, când îi spusese? În textul care l-am citit noi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de lege de care ia cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Și acum rețineți, de aceea jur că niciodată fără de legea casului lui nu va fi spășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Domnul încă nu jurase că îi pedepsește pentru totdeauna, numai i-a înspăimântat cu pedeapsa. Și-ar mai fi avut un timp de pocăință, dar pentru că nu s-au pocăit, acum vine Domnul prin alt proroc, prin Samuel, și zice, acum jur că e prea târziu. Până acum le-am dat vreme, le-am spus că îi pedepsesc. Dar acum nici dacă aduc jertfe, nici orice ar face, nu se mai poate face nimic. Eu nu știu cât de dureroasă sau cât de amenințător a fost cuvântul Domnului către noi. Veniți câtă vreme e timp de pocăință, să venim cu jertfe, cu post, cu plânset, cu bocet. Nu știu cât mai 40 de zile ca la Ninive, mai mult sau mai puțin. Dar încă pentru mulți mai este vreme de pocăință. Vedeți cât este de bun Domnul? Pentru acești copii răzvătiți, încă a avut, într-un fel, timp de har. Cel puțin ni l-a oferit, nu l-au valorificat. Și a venit pedeapsa irevocabilă a lui Dumnezeu. De acum jur că nu se mai poate face nimic. Ar fi putut. V-am citit din Judecător 10. Hai să mergem din nou acolo, să întărim ideea aceasta. Judecător 10, versetul 13. Dar voi m-ați părăsit și ați slujit al tău Dumnezeu, de aceea nu vă mai voi izbăvi. Și puteau eu să spună, nu ne mai scapă Domnul. Duceți-vă și chemați pe Dumnezeu pe care ți-a ales ca să vă izbăvească. Copiii lui Israel, versetul 15, au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Și-au scos Dumnezeu străini din mijlocul lor și-au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Da, bun este Domnul cu Israel. Le-a spus, nu mai vă ascult, am terminat cu voi, vă pedepsesc, nu-i posibil ce ați făcut.
Și a spus, Doamne, dar încă o dată, dar te rugăm. Vedeți? Nu cunoaștem noi limita, măsura harului lui Dumnezeu pentru cine se pocăiește. De aceea pe nimeni nu-l expulzăm noi în iad, că asta se va face la vremea potrivită. Cât îndurare și cât har are Dumnezeu, încă așteaptă. Încă așteaptă și uneori când la potop a spus lui Noe, vreau să-i nimicesc pe toți. Dar încă a așteptat. Și când totul a fost gata, încă 7 zile. Și încă și încă, până când va stoarce Dumnezeu și vor stoarce oamenii de Dumnezeu orice formă de răbdare și de îndelungă răbdare. Spune Roman 2, dar cu îndurarea și îngăduința și amarea lui Dumnezeu, oamenii își adună o comoară de mânie, până când nu mai are Dumnezeu ce să le facă. Și eu cred că s-a declanșat mânia lui Dumnezeu atunci în tabără, când a fost un fariseism cras. Când Dumnezeu vrea să se pocăiască, ei se duc în tabără, poate cu mantalele lor de preoți, și mai fac și pe sfinții. Și mai strigă în sus să cutremure pământul. S-a cutremurat și cerul și a coborât peste pământ. Iată ce valoare a avut acel mesaj profetic. Și cum s-a împlinit la timp, însă din nefericire, pentru casa lui Eli n-a mai fost salvare. Haideți să încheiem, reținând rolul prorocului și rolul prorociei. Amintiți-vă ce spune Domnul la Ezechiel. Hai să citim în Ezechiel 2. Este deosebit de îndelung de răbdător Dumnezeu. Le-a prorocit Dumnezeu prin Ieremia. Stați cu minți că vă trimit robi în Babilon. Și atunci le-a spus, v-am părăsit. Dar și în Babilon nu s-a răbdat Dumnezeu în dragostea lui să nu ne mai trimită și acolo un proroc. Hai măcar aici, ascultați. Spune Ezechiel capitolul 2, versul 3. Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndrădnice care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinților au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați, au inima împietrită, tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată care e rolul prorocului. Și când ți se pare că ăștia deja au intrat sub incidența pedepsei, și când ți se pare că n-ascult, hai mai du-te odată și le spune ce Dumnezeu. El nu poate să vină din cer, n-ar nimici. Dar tu ești omul acela lui Dumnezeu pe care Dumnezeu te trimite, are nevoie de tine, cât ar fi criza de mare, cât ar fi poporul de înstrăinat și de îndepărtat. Dacă mai are unul la cine se trimite, încă te trimite. Și tot în Ezechiel spune, nu mai citim aici în capitolul 3, pe pagina din dreapta, doar versetul 17, Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-l înștiințezi din partea mea. Și spune toate lucrurile care derivă de la aceste mesaje, dacă poporul ascultă sau nu ascultă. Asta e rolul prorocului. Rolul prorociei este să scoată pocăința de la noi. Să răspundem chemării lui Dumnezeu care ne cheamă să ne întoarcem. Și când ni se pare că nu ne mai primește Domnul, că așa și trebuie să ne gândim, să venim ca fiul risipitor, să spunem, Doamne, nu-s vrednic să mă mai primești, dar poate ca unul din robii tăi. Doamne, nu mai pot eu să merit locul care îl dai la alții. Dar, Doamne, nu mă părăsi și pe mine, mai primește-mă, Doamne. Dar nimeni dintre noi să nu suporte o stare de lepădare. Și lepădarea aceasta poate să vină, citesc în încheiere, ca ultime versete, din capitolul 3, deci din 1 Samuel, spune de la versetul 11, atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. Iată, în ziua aceea voi împlini asupra casei lui tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi isprăvi. Dumnezeu începe și uneori încă nu isprăvește că vrea să se întoarcă casa mea și casa dumitale și biserica întreagă. Dar dacă de când începe el și până a nu isprăvi, noi nu ne întoarcem, Dumnezeu e Alfa și Omega. Și ce începe este în stare să isprăvească. Am dat aceste două cazuri asemănătoare pe de-o parte și pentru că privesc și familia și poporul întreg.
Am dat unul din cazuri în care oamenii s-au întors și altul în cazul din care oamenii nu s-au întors. Mă întreb, eu și dumitare, din care caz vom face parte? Căci Dumnezeu fără proroci nu se va lăsa și fără trimiși niciodată. Dumnezeu își va face rolul lui. Și a spus Domnul Iisus, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când nu mai vorbesc prorocii, vorbesc măgărițele prorocilor. Dar noi vom înțelege rolul și rostul prorociei, să ne întoarcem înapoi. Doamne ajută-ne, amin.